Salut, Raul și Cristian de la Libertate în IT. Suntem alături de Feri. Feri e .NET developer și tătic în timpul programului Libertate în IT. Astăzi o să aflăm experiența lui cu freelancing-ul și cum a făcut el trecerea de la stadiul de angajat în acela de freelancer. Feri, spune-ne mai multe lucruri despre tine. Ce experiență ai în domeniu și de ce ți-ai dorit să devii freelancer? Am început programarea acum 8 ani și un pic, aproape 9 ani. Am lucrat numai pe partea de .NET. În afară de .NET n-am făcut mare lucru. Bine, și front-end când era nevoie, dar Java sau alte chestii, nu? Uh-huh. În afară de faptul că am devenit tătic, am vrut să fac trecerea asta pentru freelancing, pentru a putea să fac programul mai flexibil. Da. Și oricum eu eram contractor și înainte, adică am lucrat 2 ani ca și contractor. Diferența era că nu prea știam cum să găsesc clienți noi. Adică aveai problema asta de generare de clienți, exact. Generare de oportunități. Da. Clientul respectiv cum l-ai găsit? Cum am eu venit random. Pur și simplu cineva a pus o postare pe LinkedIn, am văzut postarea, i-am scris un mesaj și aia a fost, nu. Cumva știam că ăsta nu e un proces neapărat stabil, adică nu puteam să mă bazez că tot timpul când o să am eu nevoie vine un mesaj random pe LinkedIn. Deci aveai practic un client pe care l-ai obținut prin șansă și nu aveai un proces pe care să-l replici și să poți să știi că ai siguranța asta în freelancing. După ce am făcut trecerea de corporație la contractor, am văzut că e foarte ok să lucrez așa, e flexibil, puteam să-mi fac programul cum voiam eu. Problema era asta că nu puteam să am stabilitate pe termen lung. Și ai început programul Libertate în IT. Ce dificultăți ai avut pe parcursul programului? Sincer, n-am avut foarte multe dificultăți. Adică programul e structurat foarte bine, pas cu pas, dacă te ții de treabă, nu mi s-a părut nimic dificil. Plus că e și comunitatea acolo, dacă ai nevoie de ajutor, tot timpul poți să-mi predici. Tu mai știai oameni dinainte, poate din comunitate, care făceau freelancing la un nivel mai înalt? Gheargă este unul dintre clienții voștri. Super. Am fost colegi chiar la prima mea firmă, unde am lucrat între 2012 și 2015, parcă. Și am văzut că l-am trecut video cu el, l-am întrebat cum a fost, a zis că e foarte ok, că îi place, că și-a găsit clienți și totul e ok. Mă bucur mult că ai vorbit cu el, că ți-a dat soarta că se poate, adică exact, poate că nu credeai la început că e posibil, sau? Nu neapărat, adică știam că e posibil, nu. M-am dus să am cumva un review mai de aproape. Mai de aproape cu un om cu care chiar am lucrat și știam că e bun omul. Da, eu chiar îți recomand dacă te uiți la video ăsta și ai colegi care au fost în programul nostru să vorbești cu ei, adică de ce nu, știi, până la urmă poți să-l ceri o părere, un feedback. Și care crezi că e cel mai mare avantaj al programului? Pentru mine cel puțin cred că sunt două avantaje mari. Unul la mână, faptul că am obținut stabilitatea. Dacă mâine nu o să am proiect, știu sigur că maxim 2-3 săptămâni o să am alt proiect. Și al doilea lucru, cred că mindset-ul. E foarte important să intri în program, să vezi comunitatea și să vezi că toți oamenii care sunt în comunitatea respectivă au mindset-ul ăsta de știu că se poate, știi? Okay. Și faptul ăsta cumva se ia. Și vor mai mult, știi? Exact. Adică sunt oameni care vor să treacă la următorul nivel. Și sunt motivați. Sunt oamenii în jurul acelor vrei să fii cumva. Și pentru că de multe ori ești la job, poate vrei să tragi mai mult. Uite, tu ai și un business, ai și un startup și vrei tot timpul mai mult. Ești pe cursa asta, știi, în care vrei să te îmbunătățești, să aduci mai mult impact în jurul tău. Și de multe ori când ești într-un job normal, ești înconjurat cu oameni care nu au aceeași destinație ca tine. Ceea ce devine frustrant. Pentru mine era frustrant când eram într-un mediu de genul în care n-aveam unde să cresc și nu puteam să rezonez cu oamenii care sunt în jurul meu. Și asta îmi place la comunitatea pe care o avem și pe care o controlăm aici. Da, sau poate nu rezonează cu ideile tale. Da, exact. Știi că gândește că ne-am luat noi primii mentori, efectiv au rezonat, erau exact cum gândeam noi. Și bă, uite, sunt primii oameni care gândesc cum gândim noi. Tocmai ai devenit freelancer, la nivel de rezultate, cam cum, la ce rezultate ai ajuns? Știu că noi vorbim de 5.000 de euro la începutul programului. Yeah. Eu aproape că eram la nivelul ăla, însă acum pot să spun că am trecut de 7.000. Și dacă aș considera partea de net, știu că s-a dublat. Poate și mai mult, depinde ce cheltuieli ai. Acum ți-a mai crescut cheltuielile, că familia mai mare, da? Și acum, care sunt planurile tale? Ok, în primul rând că ai obținut stabilitatea asta și știi că poți să faci asta în mod constant. Bănuiesc că ți-a luat cumva un pic din, nu știu, din stresul ăsta de a găsi clienți, de a face lucrurile. Da, e foarte ok să nu ai stresul ăsta. Mie îmi place să fac programare, nu vreau să mă opresc din asta, cel puțin pentru următorii 5-10 ani. Mă văd făcând treaba asta. Pasul următor e să mai dezvolt un pic partea de rate, adică să mai crești un rate, da. În plus, cum ziceai și tu de startup-ul ăla, despre ce e startup-ul?
povestește-ne. Startup-ul este o platformă de Q&A care este deja live, este available în România, în Ungaria și este și în engleză, dar acolo încă nu e foarte dezvoltată treaba. Acum, fiind freelancer și având flexibilitatea și mai mare, pot să mă acces și acolo. Poți să spui și numele. Da, este coonstart.com. Puteți să intrați și să vedeți ce-i pe acolo. Pe România și pe Ungaria este deja activitate destul de ok. Feri, mersi că ți-ai alocat timp astăzi și îți urăm mult succes cu freelancing-ul, cu startup-ul și eu, oricum noi ne auzim în continuare în comunitate. Sigur. Și dăm drumul la treabă. Sigur, mersi și eu. Enjoy being a father. Exact. Mersi. Dacă te gândești să ai mai multă flexibilitate în viața ta și să ai mai mult timp pentru ceea ce contează, pentru familie sau pentru o viitoare afacere, haideți să ne auzim la un call de consultanță gratuită cu mine, cu Cristi sau cu un expert din echipa noastră. Intră pe libertate.it.ro și hai să te aduce rapid la stadiul de a deveni freelancer. Eu am fost Raul, Cristi și Feri. Salut! Salutare!